Și vom deschide împreună Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Vom citi cuvântul de la versetul 1 până la versetul 14 inclusiv, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te! I-a zis Iisus, ridică patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. El a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din rodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Un pasaj destul de lung, dar e cuvântul lui Dumnezeu. Când rostești cuvântul lui Dumnezeu, rostești o putere. Când vrei să primești putere, frate și soră, rostește cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde te afla, că ești la serviciu, că ești pe mașină, că ești oriunde, rostește cuvântul lui Dumnezeu. Cântă o cântare și vei vedea cum Duhul lui Dumnezeu se coboară, cum s-a coborât și este coborât și aici în adunare. Nu în toate bisericile să simte prezența lui Dumnezeu. Sunt în multe biserici că poți să le cânți, poți să predici, poți să faci ce vrei, că stau așa ca și la cinematograf. Dar când te cercetează Duhul lui Dumnezeu, nu poți să stai nepăsător. Nu poți să nu spui amin, aleluia, că nu o spui să te vadă fratele sau sora să pozezi cât ești de neprihănit, ci o spui din toată inima lui Dumnezeu. Tatălui tău, regelui tău, care s-a pregătit un loc minunat, care are grijă de tine. Nu există om care s-a născut pe pământ să nu intre în atenția lui Dumnezeu. Să observăm 38 de ani, slăbănog. N-am văzut dicționar, dar după mintea mea un slăbănog, ce înseamnă, cum îl gândim noi, cum îl vedem? Nu-i numai osul și piele, n-are mușchi pe el, nu. Îi trebuie să se târăște foarte încet, după cum spunea el, că până să se bage în scăldătoare, era altul mai rapid ca el. Și rămânea singur, trist, nefericit, uitându-se numai spre pământ, înspre apă, cât se va tulbura apa aceea. Auzim de multe ori în rugăciune, că rugăciunile noastre trebuie să fie în paralel cu cuvântul lui Dumnezeu și auzim așa, Doamne, tulbură apa! Doamne, coboară-te și tulbură apa! Doamne, mai tulbură-ne câteodată că ne-am prea obișnuit cu binele. Vorbea cu frații pe drum, o Europa care nu mai are nevoie de Dumnezeu, o America care nu are nevoie de Dumnezeu, că li prea bine la oameni și că la oameni li prea bine uită de Dumnezeu. Dar mai are Dumnezeu oameni care vin aici în casa lui Dumnezeu, care vin la Betel, care vin în prezența lui Dumnezeu. Betelul înseamnă opusul Egiptului, opusul lumii. Betelul îți garantează prezența lui Dumnezeu. Sărbătoare!
Era o sărbătoare. Și cum să sărbătorești fără prezența lui Dumnezeu? Era un praznic al iudeilor și Domnul Iisus s-a suit la Ierusalim. Vreau să vă spun că ori de câte ori vin casa lui Dumnezeu, nu faci decât să te sui înspre cer. Mai faci un pas înspre împărăția lui Dumnezeu. Fă-l din toată inima, frate și soră, că te vei întâlni într-o zi cu El. Acolo nu mai va fi durere, mai va fi suferință, mai va fi cancer, nu va mai fi boală, El va șterge lacrima din ochii noștri. La un moment dat, doi ucenici, Petru și Ioan, se suia la ceasul rugăciunii, era ora 9, ceasul rugăciunii, se suia, dar aveau cu ei ceva, aveau puterea lui Dumnezeu. Și oamenii aceia, când acel loc i-au cerut de milă, au zis, noi nu avem ce să vă dăm, dar ce avem, vă dăm. Și o primi vindecare. Betel este locul unde te vindecă Dumnezeu. Dumnezeu poate să te vindece aici și acum, pentru că este prezent, pentru că o garantează cuvântul lui Dumnezeu, care nu dă greș. Oamenii promit, politicienii promit, promit americanii, promit NATO, promit ăștia oxigen, promit de toate. Și tot e o minciună, tot e o bătaie de joc. Au alergat oamenii. Ce ușor e să-i fraierești pe oameni. O mărs să se vaccineze toți, că vreau să trăiască ca Metusala. Și acum aia speriați care-s vaccinați. Moare cineva, a fost vaccinat? Primul lucru care te întreabă, a fost vaccinat? Doamne, lasă Duhul Sfânt peste noi. Lasă, și când ești călăuzit de Duhul Sfânt, nu mai pui întrebări ce să faci. Lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. În seara asta Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit să vină adunare și ai venit, ai făcut foarte bine. N-ai venit, ai convenit frață Buble, convenit Cătălin, un nimeni, un zero barat. E prezența lui Dumnezeu aici în adunare. Asta garantează bucurie, asta garantează speranță și asta garantează viață veșnică în prezența lui Dumnezeu să stai. Mă apropiu de acest mesaj care mi-am notat aici pe o hârtie brute și nevrute, dar mă lăs călăuzit de Duhul Domnului. Că dacă vine cu date istorice pe aici și vă spun că Bazilul a fost construit pe perioada Macabeilor și Betesda e un cuvânt armai care înseamnă casa îndurării, wow, spun lucruri, dar nu are putere cuvântul ăsta. Puterea are numai ce scrie Evanghelia, că Evanghelia are putere. Pot să vă spun că vă 10 porți acolo frumoasă, porțile, sunt multe, nu le pot ține în cap, le-am notat aici, poarta oilor, poarta peștilor, veneau delegații, veneau oameni, nu i-au dus la poarta oilor acolo, acolo miroasă, urât. I-au dus pe oamenii ăștia acolo, care, atenție mare, ăștia erau oameni bolnavi, de niște boli care nici medicina de pe acea vreme, nici de pe vremea noastră nu are, la orbi, șchiop, uscați, nu mai aveau lac. Se întâmpla un fenomen mare acolo. Din când în când cobora un înger care tulbura apa și cel din tâi care sărea în apă era vindecat de orice boală. Ar fi avut, nu ne spune Biblia cât de frecvența, cât de mare, odată pe lună, pe săptămână, la 6 luni, la un an, nu are importanță să dăm noi cu presupusul din cuvântul lui Dumnezeu. Dar din când în când se coborea un înger. Noi avem mai mare privilegiu, că noi se coboară Dumnezeu de fiecare dată, unde 2 sau 3, dacă 2 cer un lucru să unesc, garantează prezența lui Dumnezeu. Pune-te și pe genunchii familie cu soția ta, cu copiii tăi, și vei vedea puterea lui Dumnezeu. Vei vedea prezența lui Dumnezeu. Vei vedea cum Dumnezeu rezolvă probleme mari. Noi parcă l-am șablonat pe Dumnezeu. Mă, astea-s probleme mici, nu le spun că le rezolvăm noi. Nu, nu, nu. Dumnezeu se implică în orice problema ta. Păi noi, dacă suntem bolnavi, în 5 minute disperăm o casă întreagă, copii, nevastă, roagă-te. Dacă nu se întâmplă minunea, frate, sunăm, păstor, prezbite, rugați-vă, nimic. Austria, America, sunăm. 38 de ani. Vă dați seama să fii bolnav 38 de ani. S-o obișnui și cu gândul. L-a întrebat la un moment dat cel ce avea toată puterea, cel ce s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. L-a întrebat o întrebare. Noi am zice, acum, dacă îl întrebi pe un bolnav, vrei să te faci sănătos? E o întrebare
ca și cum l-ai întreba, calule, vrei să mânci o văz, ceva de genul? Adică, ce-și dorește un bolnav, cu alte cuvinte? Să fie sănătos! Deja mai duci o valiză cu 1 milion de euro, poți să o arunce, că lui trebuie sănătate. Aici e cel ce-ți poate da sănătate. Aici e cel ce-ți leagă rana. Aici e cel care te vindecă. Este însuși Dumnezeu, Regele, este prezent aici, care îți este Tată, care a plătit un preț mare ca să avem viață, să venim într-o adunare așa frumoasă. Mă bucur că frații au făcut așa la un nivel înalt, nu au făcut economie pentru Dumnezeu, nu să face economie, să face cel mai frumos, cel mai de calitate. Nu poți să-ți faci acasă la tine calități de nu știu unde și la biserică fie oricum, nu. David a vrut să facă, dar au zis, nu o faci tu, că tu ești cu războiul. A venit unul mai blând, care l-a făcut din aur, templul, l-a polei cu aur, a făcut, ce-a fost mai scump? Trebuie să-i dai lui Dumnezeu. Că acolo te încearcă Dumnezeu. Să-i dai ce-i mai scump lui Dumnezeu. Porta oilor, duși oamenii aceștia, vă imaginați-vă căldură, ne spălați, ne bărberiți, nu ne spune că era dintr-un neam oarecare, că era din seminția lui Levi sau lui Beniamin sau lui Dan, nu. Era un om oarecare, nu-i menționează nici numele, un slăbănoc de bolnav de 38 de ani. Dar nu a uitat Dumnezeu de el. Nu va uita nici de tine, soră și frate, care ai o problemă, care ai o boală, care roși pe Dumnezeu de atâta vreme, să nu crezi și să nu dai crezare șoaptei diavolului că Dumnezeu a uitat de tine. N-a uitat Dumnezeu de tine. Face Mântuitorul cale întoarsă la Capernaum. Dacă studiem un pic Biblia, 100 de kilometri, se întoarce pentru un om nebăgat în seamă, un veteran de acolo de 38 de ani, care, eu cred că, aștepta să mai vie oile acele la apă, să le vadă dimineața, cum trec pe acolo poarta oilor, intra oile și oile. Vreau să vă spun că și eu am oi de câțiva ani. Și mă sună fratele Remus și sunt acolo lângă unde am serviciu și behesc oile. Mă, te-ară ești la oi, zice, către mine. Și aude cum behesc oile în telefon. Și mi stare dragă așa să mă uit la ele. Nu prea mă bag nicio, că sincer, nu-mi place, că dacă te bagi la ele, te iai mirosul și nu ne mai place parfumul de oi la nimeni, hai să fim serioși, ne place Giorgio Armani, ne place parfumurile de pânmol, ale ne plac la noi să mirosim, vai frate ce bine, vai soră ce bine miroși, dar oare cât e plin ești de Duhul lui Dumnezeu, asta nu mai contează. Și acum ai cumnat-o aici, am o fetiță, penultima, o cheamă Giulia, clasa 5-a, și eu o duc câteodată dimineața la școală. Tati, nu mă duce cu droșca aia, că putea oaie. Tati, te rog, mami, nu mă lăsa să mă duc, că putea oaie mașina, nu-i place. Am o mașinuță mai micuță care mă duc la ele. Nu ne mai place parfumul de oi. Dar omul ăsta a fost dus acolo împreună cu alții care așteptau ceva. Nu știu de câtă vreme aștepți, frate și soră. Nu știu de câtă vreme aștepți. Dar ceea ce îți promite cuvântul lui Dumnezeu e că Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu te va cerceta, El are vremea Lui când te cercetează. L-a lăsat 38 de ani și o să vedem în final că o să punem niște întrebări grele la final, că nu la voia întâmplării se întâmplă toate lucrurile astea. Și vine la un moment dat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci s-a apropiat cineva, nu l-a cunoscut, că l-a întrebat că cine te-a vindecat, securiști, erau securiști pe atunci, în România au mai rămas securiști. L-a întrebat un om, Isaia 53, nu avea nimic care să ne obișnuit, un om al durerii, atât de disprețuit că îți întorceai fața, era un om obișnuit, dar avea ceva în ochii lui. I s-a făcut milă. Dacă cineva mai are milă de universul ăsta și lumea asta mai ține, este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dacă cineva mai cântărește pământul ăsta și nu lasă că ăștia se pregătesc cu NATO, cu rușii și acum toți, ioi, ce-ar fi, cum ar fi, Dumnezeu
are grijă de cestea lui. Au avut grijă de-a lungul istoriei, au găsit cetăți de scăpare, au găsit gosenuri Dumnezeu, că Dumnezeu are grijă de cei a lui. Aleluia! Poartă de grijă peștilor mării, le dă hrană la vremea potrivită. Poartă de grijă păsărilor de pe câmp, le dă hrană. Poartă de grijă fiarelor de pe câmp, le dă hrană și la aceea. Oare nu credeți că poartă de grijă și pentru noi? Care noi zicem suntem copilul Domnului. Sunt a Domnului, sunt a Lui. Cântăm noi o cântare, sunt a Lui. Nu mai sunt a meu, sunt a Domnului. Bine ar fi să fie așa. Doamne, ce bine să vezi un om care e al lui Dumnezeu. Păi la numai el poate să cânte nici moartea, nici frigul, nici nimic. Ar fi nimic de tine, Doamne, nu m-ar despărți. Ce te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Spuneam frații pe drum, e o familie deosebită. Au venit în Austria să-și facă și un viitor, un rost în viață. Au avut doi copilași, sora era prorociță, vorbea Dumnezeu prin ea și la un moment dat și-a abandonat soțul și o ales să meargă în lume. Ce trist! Ce trist să te desparți de Dumnezeu, de Creatorul tău, de Tatăl tău, de Cel ce a poruncit să te naști, că nu se naște nimeni așa că s-a întâmplat vreun fenomen, nu, nu. Fiecare se naște că Dumnezeu îi dă viață și Dumnezeu îngăduiește să se nască pe pământ. Îl îngăduie și pe slăbănogul ăsta să se nască și vedem o boală cruntă dă în el, dar pe Dumnezeu nu-l sperie nici cancerul, nici leucemia, nici nimic nu-l sperie. Pe Dumnezeu spune și a ființă, la un moment dat vine un sutaș și spune: Doamne, nu te mai osteni să vii la mine acasă. Spune numai un cuvânt. Aleluia. Și spune Dumnezeu un cuvânt. E Betel, e casa lui Dumnezeu, unde auzi cuvântul lui Dumnezeu, care e plin de putere, plin de greutate. M-am mai uitat așa, mi-am notat așa și versetul 6, foarte important, îl întreabă o întrebare. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că ne cunoaște Dumnezeu așa de bine, știe unde locuiești, cum te cheamă, ce faci, ce gânduri ai, cele mai ascunse taile ale inimii și mai dacă s-ar pune așa pe monitor mai mare, poate că asta, sau cât ăsta e suficient, gândurile noastre, cred că am fugit din biserică toți. Și eu aș fugi primul, stați liniștit. Să nu credeți că cine vine pe aici sfinți, că și Ilie a zis că și el e un om exact cu aceleași probleme ca oricare dintre noi și cu aceleași apăsări și păcate, că suntem oameni. Natura umană este înclinată spre păcat, dar nu poți să stăpânești numai cu puterea și cu autoritatea Duhului Sfânt care este în tine, frate și soră. Vreau să vă spun că fără Duhul lui Dumnezeu ești o victimă sigură. Oricât te afli în Austria, oricât te afli în România, oricât bani ai, oricât îți se oferă, dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, vei cădea. Dacă ducem lipsă de ceva, ducem lipsă de prezența lui Dumnezeu. E locul unde te încarci, e locul unde Dumnezeu amplifică Duhul Sfânt în tine. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și coboară cel ce s-a făcut milă și îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Dar îmi place răspunsul pe care și-o zis omul ăsta fără să-l cunoască. Au ce frumos știi să vorbească cu un bolnav. Putea să zică: ce întrebare asta? Tu știi cine sunt eu? Eu sunt veteran aici. Eu știu tot ce se mișcă. Știu că a răsărit în apă. Știu tot ce s-a întâmplat. Eu sunt cu Radio Șanț la zi. În România există Radio Șanț. E la zi. Dar au zis așa omul ăsta: Doamne, eu răspuns bolnavul, n-am pe nimeni. Cântăm noi o cântare: unde, Doamne, unde, Doamne, să mă duc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc? Numai ție. Numai ție, Domnul meu, pot să spun necazul, supărarea, boala, problemele. Vreau să vă spun că există momente în viață când nu ai cui să-i spui. N-ai prieteni, n-ai familie, n-ai cui să-i spui. Poate ți-e rușine să o spui, dar nu uita că ai un prieten adevărat. Care este Iisus Hristos, spune-i lui orice ce te apasă, spune-i lui că El nu te lasă, nu te uită, nu te abandonează, noi aruncăm hainele, nu-i la modă, un pic, dă-i drumul, o abandonăm, nu, nu,
ai mare preț, ai mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru sufletul tău se dă o bătălie și valoarea o are sufletul tău în ochii lui Dumnezeu. Am fost și eu tânăr și ne-a stâmpărat și mama s-a rugat și plângea și nu înțelegeam ce zice și spunea așa, mă, ție nu-ți este milă de sufletul tău și n-am înțeles-o la vremea aceea. Nu credeam că e prea neprienită și prea cu multe rugăciuni. Ei, dacă n-ai și tu copiii tăi și vezi niște atitudini, poți să spui, mă, nu-ți pasă de sufletul tău, înțelegi mai târziu unele lucruri și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. E la cel mai mic, la cel mai mare. Versetul 8, porunca lui Iisus Hristos, scoală-te, o zis Iisus, ridică spatul și umblă. Ei, de data asta, cine l-a întrebat? Avea putere. Cel ce are putere aici în adunare. Vrei un cuvânt din partea lui Dumnezeu în seara aceasta? Aștepți un răspuns de atâta vreme. Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Încrede-te în El din toată inima și nu vei gusta dezamăgirea. Nu vei gusta falimentul. Nu vei fi arătat cu degetul în cetate. La un moment dat o femeie dintre fiii prorocilor o striga la Elisei și o să așa, soțul meu a murit și știi că era un proroc și știi că se temea și m-a lăsat cu probleme, cu datorii. O venit să ceară la Dumnezeu un răspuns că nu ai unde să te duci la un moment dat. Să epuizează și banii, să epuizează și doctorii și trag din numere exact ca și cu sora, dar ultimul cuvânt nu l-au nici doctorii, nu l-au nici banii, nu l-are nimeni. Ultimul cuvânt l-are Dumnezeu. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi rezolvă problema. Cunoașteți din cuvânt. Nu lăsați-o să fie arătată cu degetul în cetate. Uite pocăita. Uite pocăita ce i s-a întâmplat. Tăi s-o lăudate cu Dumnezeul ei, cu adunarea și uită-te. Nu. Copiii lui Dumnezeu nu vei vedea să li se întâmple asemenea nenorociri ca un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu biruitor. Și chiar dacă se vor duce lucrurile acestea, Dumnezeu nu te va lăsa de rușine că ești copilul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului Iisus Hristos pentru ridicare, pentru vindecare. Aștepți un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Am văzut frați care umblă la cercul de rugăciuni, vine frați proroci și fiecare așteaptă și își dorește ca să-i vorbească Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că în mijlocul nostru este unul mai mare. Este Domnul Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu care mijlocește, care te iubește, care a plătit un mare preț ca noi într-o zi de asta să avem așa confort, nici precal, nici prefrig, nu făcut frații, nici preînghesuită biserica asta ca să fie cât mai confortabilă, să stăm relaxați, să fie și destul de înaltă, să avem oxigen, să fie și tavanul ăsta așa frumos ca să audă acustica și sonorizarea și să fie niște condiții extraordinare. Pentru că așa face Dumnezeu pentru copiii Lui. Dumnezeu are mari binecuvântări. Încrede-te în El din toată inima. Vreau să vă spun o întâmplare care de multe ori mă gândesc așa și acum fratele Aron o să o știe. La noi acolo, la satul mare, la un moment dat, o familie, un om aproximativ de 40 de ani, s-a bolnăvit așa de grav, încât o mers la doctor și nu mai putut să-i facă nimic și l-a trimis acasă. I-a spus, du-te acasă, mai ales pe vremea aceea să trimiteau mine acasă să moară, nu să strofocau doctorii prea mult cu ei, că cine are zile să trăiască, cine nu să margă la Domnul. Și l-a trimis frații acasă, l-a trimis doctorii acasă să ducă, cu alte cuvinte. Și-a venit frate la el și-a zis, frate, nu plânge. Frate, în brațele, atâta, Domnule, atâta mânghiere, atâta fericire, acolo atât ai de frumos, așa e de bine, așa e de... Îi spuneau și el, tău, plângea și tot, frate, dar de ce plângi? El o iubea tare pe sora și el o zis așa, fraților, că era acolo frați păstor, diacon, frați care au mers să-l încurajeze, crezând că se duce. Dar Dumnezeu ăsta care e plin de dragoste, l-a mai lăsat tare mult să trăiască, pentru că și-o dorit să trăiască și-o iubit mult soția și el o să așa câtă frați,
îl încurajau și spunea de Domnul și el ăsta așa, nu știu cine țineau pe Victoria brață. Își iubea mult soția și Dumnezeu ăsta care are de unde să dă ani, vă zic că își dorește să trăiască, că își iubește soția așa de mult, că nu vrea să se despartă de ea, eu mai dat că vreo 30-40 de ani de acolo și o trăi, că Dumnezeu are de unde. Resursele noastre sunt limitate, dar Dumnezeu, toate resursele sunt mâna lui Dumnezeu. Și să folosește de cine vrea. Să știți că Dumnezeu se folosește nu numai de pocăiți, de cine dorește, de tot ce-o creat El se folosește. La un moment dat s-o folosește de o măgăriță. O zis un frate, bă, dacă de o măgăriță s-o folosit, apoi de unul ca mine, zice, nu s-a folosit. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. V-am spus și unele lucruri ca să mai vedem că avem și un Dumnezeu sensibil. Avem un Dumnezeu plin de dragoste. Dacă îți dorești ceva din toată inima, El e un tată bun, El nu stă nepăsător, El îți face pofta, îți face hatârul, poți să te opui planul lui Dumnezeu, poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu, dacă te pui chezaș și strigi înaintea lui Dumnezeu. La un moment dat, o trimis pe acel proroc la Ninive să zică 40 de zile și Ninive va fi nimicită și a vorbit prorocul lui Dumnezeu. A vorbit gura lui Dumnezeu. Dar oamenii aceia s-au pus în post, în rugăciune, de la cel mai mic la cel mai mare și Dumnezeu s-a îndurat de ei. Dacă va striga poporul lui Dumnezeu, mai și multe lucrări și se îngrozesc față de ele. Dar dacă vă striga la Dumnezeu, Dumnezeu ne va mai lăsa. Nu că ne place viața asta, să ne pocăim, să ne apropiem mai mult de El, să ne umplem de Duhul Sfânt și de putere, să experimentăm. Eu cred că ați experimentat mulți și ați văzut mâna lui Dumnezeu. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Noi de multe ori uităm ce ne-a făcut Dumnezeu. Vreau să vă spun că așa depindem de El ca și un copilaș de la micuț de câteva zile de mama Lui. Într-o dimineață am vrut să mă trezesc cum mă trezesc de obicei, dar n-am mai primit comandă să-mi deschid ochii. Și m-am chinuit vreo 15-20 de minute, poate o jumătate de oră, și trăgeam de ei. Poți să tragi de ei că nu vezi nimic. Știam unde e pat, unde e camera, unde e noptiera, unde e tadejaba. Și-au venit niște gânduri peste mine că nu o să mai văd familia, nu o să mai văd copilașii. Am transpirat mai tare și acum, ca și acum, și toate gândurile rele au venit peste mine și am strigat la Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a ascultat și mi-am deschis ochii și am văzut ce înseamnă doar într-o dimineață să primești comandă de la Dumnezeu să-ți deschizi ochii. Îți dă comandă să-ți deschizi ochii, îți dă comandă să-ți bată inima, îți dă comandă să fii sănătos căci te iubește. Iubește mult sufletul tău. Cântăm noi o cântare, iubirea Lui este veșnică. Noi ce trebuie să facem? Să-L urmăm, dar nu oricum, fără frică. Copiii lui Dumnezeu nu sunt fricoși. Frica nu este de la Dumnezeu, frica este de la diavolul. Pe un copil al lui Dumnezeu îl vei cunoaște că nu este fricos. Frica atrage judecata lui Dumnezeu. Nu fiți fricoși. Copiii lui Dumnezeu nu sunt fricoși. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. În al treilea rând, versetul 14, păzește-te de păcat. Iisus Hristos l-a văzut, era în regulă, l-a vindecat, umbla la biserică, la templu, l-a cunoscut că ești urmărit de ochii lui Dumnezeu toată viața și merge Domnul lângă el și spune, uite cât te-ai făcut sănătos, de acum încolo să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și acum pun o întrebare. Oare ce-a păcătuit omul ăsta că s-a întâmplat nenorocirea asta? Biblia nu ne spune treaba asta. Dar noi trebuie să luăm seama. Noi trebuie să luăm seama. Păcatul e un accident în viața unui creștin. Noi ne ferim de accidente. Acum avem toți mașină că nu e un lux, e o necesitate să mergi la serviciu, să te miști din stânga în dreapta și faci orice manevră să nu faci accident. Și dacă auzi un accident în familie, hai să ne rugăm și așa mai departe. Nu dorim accident nici la dușmanii noștri. Că Biblia spune să ne iubim dușmanii. Și pe frați trebuie să iubim.
Domnul să ne ajute să iubim și pe frați. Și vreau să vă spun că accidentul e de evitat, e de nedorit. În viața unui creștin, accidentul e păcatul. Păzește-te de păcat ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Trăim într-o lume, dragi tineri, aici în Austria și în România, păcatul la tot pasul. Numai dai două deaște pe telefon și poți să-ți întinezi mintea. Poți să te duci în locuri unde crezi că nu te vede nimeni, ești într-o țară străină, nu mă văd neamul, nu mă cunoaște nimeni, numai austriații ăștia care sunt o ureche, dar te vede Dumnezeu. Ochiul lui Dumnezeu vede totul. Nu te juca, nu te accidenta, nu dori ca să ți se întâmple ceva mai rău. Ce frumos e să stai lângă Dumnezeu până ești sănătos, ești bucuros, ai tot ce trebuie, că se grijește cineva de tine și acela este Dumnezeu. Și spune așa, schimbă-ți viața, cu alte cuvinte, nu te mai juca cu păcatul, te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dacă ne-ar trebui să ne fie frică de ceva, doar de păcat să ne fie frică. În rest de nimic, doar de păcat să ne fie frică. Doamne, ajută-ne și ferește-ne de păcat. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi și ne va călăuzi și ne va duce, ne va feri departe de păcat. Nu fi curios. Nu fi curios că te biruie păcatul, te biruie pofta, ferește-te. E accident, mă feresc de păcat. Și vei vedea în continuare cât de bun e Dumnezeu și cât de mult te iubește. Chiar dacă mustră și pedepsește pe cine iubește, o face că-ți dorește binele. Dacă un tată sau o mamă, deși aici, Doamne, feri în Austria, să cumva să atenționezi vreun copil, să-l sperii sau să dai cu nuiaua pe el, că în Biblie spune că cine cruță nuiau nu-și iubește copiii, dar în Austria la hitleriști ăștia nu se mai poate. Sunt familii care fug în România că nu-și mai pot educa copiii. Doamne, ai milă de noi! Diavolul lucrează contra lui Dumnezeu. Diavolul lucrează contra legii lui Dumnezeu. Dar poți să te rogi lui Dumnezeu. Și cum știe Dumnezeu să intervină și cum are Dumnezeu metodele lui, nu le are nimeni, nici Barnevernetul, nici hitleriștii, nici nimeni nu are. Are Dumnezeu metodele lui. Ăsta e Dumnezeul nostru. Oamenii vor să educe. Ce să educe ei? Nu poți să-i le duci numai după legea lui Dumnezeu. N-ai cum să educi un om fără legea lui Dumnezeu. Câtă minciună, câtă oamenii caută numai politica, numai moarte, sunt e prea mulți, trebuie răriți, trebuie să vină COVID-ul, păi dă-i drumul la vaccinat. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. La noi acolo la satul mare, la care îi ducea pe ăștia ce erau cu probleme, care era pe vremea aia și apăreau probleme, că îi se părea că nu-i cu probleme, le dădea oxigen cât la doi elefanți. Dimineață era să temea de carei ca și de Auschwitz. Nu mai le-o trebuie carei acum. Ai nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este calea, adevărul și viață. Păi, ce viață vrei decât în brațele lui Dumnezeu? Crezi că te va salva vreun vaccin? Vreo păcăleală? Nici de cum. În brațul lui Dumnezeu ai găsit și calea și adevărul și viața. Amin.